Care e primul 11 cu Craiova, domnul Becali? Păi, dar la ora asta nu știu, pentru că nu știm dacă e Înghezana. Și dacă e Înghezana, joacă tot Chiricheș cu Înghezana? Păi dacă e Înghezana, poate joace și Chiricheș și Înghezana și Daua, nu? Pe cum? Joacă toți trei sau cum? Păi da, poate să joace, că poate să joace unul, fundaș dreapta, acolo, ca să nu mai respire. Ah, bun asta, asta, la asta nu m-am gândit. Păi vezi, nu te-ai gândit, Înghezana, dacă e fundaș dreapta, nici nu respiră nimeni pe acolo. Ah, bun asta, deci Înghezana poate să joace și dreapta? Păi dar n-a, el a jucat și fundaș dreapta. Păi nu vezi că are viteză, dacă ai viteză, forță, viteză, poți să joci fundaș dreapta oricând. Mhm. Uh-huh. Am înțeles. Deci cei trei la mijloc cu Alexandru Șutolaru... Nu știu, eu deocamdată nu știu. Da. Nu știu echipa, nu o știu la ora asta, că nu m-am gândit. Trebuie să mă gândesc săptămâna asta și să mă consult și cu ei, că nu mai fac. E o situație acum, când lipsesc câțiva jucători, când trebuie să mă consult cu Pintiliș, cu Haralambos. Da. Și cu Meme, cu toți trei mă consult. Uh-huh. Bă, tu cum zici... Și după aia, hotărârea finală o iau eu, dar mă consult cu ei, cine, cum, ce ar fi mai bine, cum ar fi mai bine. Că, de exemplu, ei mi-au spus mie, bă, Crețu se prezintă foarte rău. Bă, Crețu, nu știu ce are, e răcit cu tare. Bă, nu, e de trei zile în aur, mă, ce facem cu Crețu? Ca dovadă s-a văzut. Cu Înghezan aveți cea mai mică informație dacă e grav sau nu? Sau nu știți? El astăzi, o să știm, are lovitură. Nu are nici ruptură, nu are nici nimic. Are lovitură. Uh-huh. Deci ar fi o șansă să joace. Nu știu bine. Eu spun că are lovitură, tu spui că astăzi o să știm. Da, am înțeles. Tavi v-a convins pentru Craiova? Păi dar n-ai. Acum... Ei au vrut să joace cu Tavi de la început și eu l-am impus pe Radan Slavescu. Acum va juca Tavi și Radan Slavescu va intra cu siguranță. Uh-huh. Deci, pentru ce va intra? Pentru că el a jucat prost și a greșit într-un context în care toată echipa greșea. Da. Așa. Dar el e luptător. Eu nu am pierdut încrederea în el. Uh-huh. Și nu sunt supărat că a plecat la cabină. Ce dacă a plecat? Foarte bine, are personalitate, toată. Sunt supărat că a plecat la cabină. Uh-huh. Nu stau eu acum, eu nu dresez oameni. Bă, ori eu nu dresez oameni, eu nu sunt stăpân de oameni. Eu sunt stăpân de afacerea mea. Nu stăpânesc oameni. Stăpânesc banii mei și business-ul meu și a fia mea. El dacă a plecat, foarte bine că a plecat omul. Eu am supărat, orgolios, a plecat omul la cabină. Ce stau acum să-l stăpânesc? Nu, eu îl stăpânesc pe Radan Slavescu cât este la antrenament și ce este pe teren. Adică eu hotărăsc când iese și când intră. Dar nu stăpânesc pe sentimentele lui. Eu nu sunt stăpân de oameni, eu nu dresez oameni. Nu, așa mai înțeles? Eu educ la fotbal. Te educ așa cum vreau eu. Nu vrei să fii educat cum vreau eu la fotbal. La fotbal, nu la viață. Nu joci la mine. Sau nu veni la mine. Da. Ați înțeles esența? Da, nu, e clar. Dar ați mai spus-o asta. Nu e prima oară. O spun, dar văd că nu înțelege. Gura lumii nu astupă nimeni. Ce păi nu astupă, dar să înțeleagă și ei odată. Mă auziți, știi când o să înțeleagă? Când o să luați titlu. Când luați titlul, atunci o să înțeleagă. Hai să spun ceva, când o să iau titlul, o să zic că spun eu, Cârcotaș. Ce o să zică? Uite ce o să zică ei. Păi s-a nimerit, domne, un lot de jucători după atâta timp că a jucat împreună, relații de joc și oricum ta-la-la, dar i s-a nimerit că ta-la-la și ta-la-la. Așteptând, știi când, dacă vrea să facă domnul, să le închidă domnul gura, că domnul le închide, nu eu. Da. Știi când? Când intru în Liga Campionilor și iau 50 de milioane, că atâta se ia, ei și 4-5 milioane... Păi au și crescut premiile de anul ăsta. Păi dar nu, dar ei vreo 10 milioane numai din bilet. Deci credeți că nici că dacă luați titlul nu o să vă dea meritele? Nu. Nu. Eu nu cred asta totuși. Găsesc. Da. Bucuria, hai spun ceva. Aici e vorba, știi care e treaba, răutate și invidia nu este de la om. Este de la draci. Dracii sunt atât de inteligenți pentru că eu ai milioane de ani, au fost îngeri căzuți și ei au milioane de ani de inteligență și ei găsesc viclenie și inteligență de tencuie.
Dar nu-i poți să-i mai dai răspuns. Am înțeles. Eu nu cred. Eu cred că o să primiți toate meritele. Asta e părerea. Mă rog, nu, așa cred. Du-te, mă, vezi, bă, de treabă, bă. Păi îți dă vreodată, îi draci, îți dau meritele. Draci niciodată. Niciodată lupta în război cu ei, da, până la moarte, toată viața, până la sânge. Și de voi intra în Liga Campionilor, da, și de voi la Liga Campionilor, așa, așteaptă la cotitură, da, și zice, a, păi a avut noroc acolo, și așteaptă la primul meci care îl pierde, a, păi da, așa, da, mai, fătare, uită tot ce ai făcut. Bă, uitat, Manu 11 milioane, Chirichel 10 milioane, Gardo 6 milioane jumate, Sanciu 10 milioane, bă, uitat. Tu nu vezi că ați uitat voi toți? V-a uitat semifinala de Cupa UEFA, Cupa Campionilor, a uitat! V-a uitat Dinamo în insolvență, BC, Rapid în divizia de, v-a uitat! Tu nu vezi că le-ați uitat? Păi asta ce e, mă? Când vezi că un om rezistă și stă în frunte acolo a fotbalului de 20 de ani, nu a fost niciodată mai jos de locul 2. 1, 2, 3 maxim. Și cupele europene. Și rezistă, și rezistă, și rezistă. Și toată lumea e în faliment în fotbal. Și tu dai în el. Păi asta nu e viclenia dracilor. Ce este asta? Da, păi ce este, mă? Am aflat și echipa, nu? Pentru Craiova. Aline. Da. Hai să facem, deci, echipa, pentru că practic asta e echipa. Avem în poartă Târnovanu. Dreapta. Da? Ceea ce acolo vine Mitriță. Deci da? Eu n-am intrat, dar i-aș fi transmis, mai gândește-te, Nea Gigi. Da? Îi spui după meci. Îi spun după, eu ți-am spus să te mai gândești. Nu, deci Târnovanu, Înghezana dreapta, asta e surpriza. Da, da, da. Cei doi, Daua, Chiricheș, Radunovic, cei trei clasici, Olaru și Udrixandru și Tavi Popescu, care a zis că o să joace cu Tavi. Tavi Comambăluță. Radaslavescu a zis că o să-l bage și pe Radaslavescu, dar... O să-l bage. Avem echipa FCSB-ului Mihai pentru Craiova. Dacă e ok, Înghezana fundaș dreapta să-l oprească pe Mitriță, Daua Chiricheș central pe stânga Radunovic, bine, foarte normal, nu mai discutăm Târnovanu. Da, scuză-mă, cei trei, Alexandru Șutolaru și în față Florinel Coman, Băluță Tavi sau, mă rog, cum joacă ei, știi? Cum ți se pare ideea asta cu Înghezana pe dreapta să-l oprească pe Mitriță? E viguros, are viteză. Se poate ține după el, e agresiv. Plus de asta, colaborare în triunghi acolo are cu mijlocașul la închidere care va juca în zonă, probabil că Alexandru, care și ăla e mobil. Și atunci, în momentul când intră în centru Mitriță, o să-l preia domnul Alexandru și uite așa, să-l închidă. Că ori putea ei să-l închidă pe Mitriță la ora actuală. Dar așezarea pare logică. Știi cum e asta? E că-l pui pe ăsta fundaș dreapta la Mitriță. Este exact cum face Xavi, îl bagă pe Araujo când e cu Vinicius. În rest, Araujo joacă fundaș central toate meciurile și în Clasico îl pune să-l oprească pe Vinicius. Atunci îl duce pe ăsta micu, pe francez, pe Kunde, îl bagă în centru și îl bagă pe Araujo. Deci Înghezana va deveni, dacă se întâmplă așa, un fel de Araujo al fotbalului nostru. Da, va fi interesant duelul. Mitriță cu Înghezana. Tu am pățit așa cu Fiorentina. Tu gândește-te că nu e... FCSB-ul ajunge. Doar o secundă să-l salutăm și pe domnul Nicolescu. Doar să-l salutăm. Bună ziua, domnul Nicolescu. Mergem la meci. Bună ziua, da, mergem la meci, așa e. Doar o secundă să știți. De ce, Mihai, sunt 14 ani? Bună ziua, domnul Nicolescu. Vă salut. Nu că ascult, că e interesant. Deci nu e atât de complicat să facă acest triunghi de blocare a lui Mitriță. Un fundaș central, un fundaș dreapta. Triunghi acolo, da. Pentru că intri în zona bermudelor, ca să exact. Adică ești dintre pantalonilor scurți și intri într-o bermudelor. Da. Din deplasare. Da. Din Europa. La fel a venit Gigi și mi-a spus. Cine a venit? Nea Gigi. Da, ce ți-a? Și mi-a spus în felul următor. Bă, tată, nu mă interesează ce joci, cum, unde ești. Vreau să stai om la om cu Adrian Mutu. A, cu Fiorentina. Băi, fraților, unde era Mutu? Stânga, dreapta, central, buf după el, da. Buf, toboare. A, dar Gigi ți-a dat indicația asta? A zis, te rog frumos, că știind că e cel mai percut, de-aia vorbesc în contextul în care Craiova l-au pe Mitriță, așa și Fiorentina l-avea pe Mutu, care era esențial. Și ce ai zis? Și a zis, bă, cum ți-a zis, Gigi? Bă, nene, tată, nu mă interesează, tată, om la om stai cu el, unde să ce Mutu te ești după el? Ai dat în el cantablă. Am dat în el și după două zile întâlnea echipa națională. Băi, ce faci, mă? De ce mă mai lovim în toate felurile?
Bă, fratele meu, bă, nenorocitule, știi, acum a luat Adi, băi, ți-a venit un colțirul și nu mă să-mi dai vreți de picioare. Tu nu i-ai spus, mă? Da, Adi, da, Adi, lasă că știu ce ți-a spus, să stai om la om cu mine. Tu nu i-ai spus, tu ai luat bani de la Chelsea, de la Juventus, lasă-mă să iau și eu banii lui Beccaria. Și cum e? Și a mișcat mutul? Nu a mișcat, am făcut 0-0 la ei.